Cum ai crezut pe bioara? Iată soarele.
Un cuchillo de estrés. ¿Qué es eso? Nu voi lua niciun pește, am venit decât să văd dacă este ca anul trecut. Culoare deosebită. Totdeauna mi-a plăcut acest caras. E altceva. E câți peștișuri eu. Oh.
să vă arăt păruțelul ăla pe degetul, m-am gândit să vă arăt pe care așa. Ca întotdeauna sunt contratim, foarte puțin. Mă păcălește că trebuie să ciudec. Mai sunt doi pescari, cum spun lumea. Acesta este, nu știu în spate asta bazeu, cărăcel. Păticuță, dar am venit să dau la carat. Dacă intră și pătica asta era. Ideea e ca să prind crasă. Hai! Frute 0,3 grame, m-a întrebat ce pescuiesc. Trabucul de 12, linie principală, porfac de 10, dar am mai arătat, nu e nicio problemă. Dacă m-a întrebat ce e, ac de 12. Sincer, în momentul în care nu-mi trage, când bag un ac și mai mic. Uitați, stați o secundă să vă arăt. Să-l văd, e principal prum culisant. Și în rest, v-am spus, aceste linii le fac eu. Niciodată n-am cumpărat din moment. La fel le fac eu. Să scrieți la mămăligă, o fac eu. Nu mai am pe cine da vina, în momentul în care fac. O să zic că la niciodată n-am pescuit cu mă pătesc pe de-aia asta. Nu pescuit. Cam mulți. De ce? Abia o atinge și cade de pe cărlig.
acolo nu se poate. În creșa din ora, o plăticuță. Nu țin în neciungărată pentru că moare, îi vom da drumul. Sunt foarte sensibile. Nu am ce să fac. Mamă. Este niște trăsături. Păcat că nu știu cum să vă arăt. Ești la distanță, dau cu băzi de 5 metri. Dau cu băzi de 5 metri, ăsta e de 4 metri. Dar, nu cu așa ce vedeau. O să mai vă arăt încă unul. Să scărăm. Să mai vă arăt încă unul. Ia, aude cum se zice. Dacă vezi, o sobă. Ei, cam asta înseamnă la mine. Am fost întrebat de multe ori. Domnul, dar da, dumneavoastră, de ce nu vine somon? Ei, de ce nu vine alt tip de pește? Pescuiesc de foarte, foarte mult timp. De mic copil. Și sincer, vă spun și dumneavoastră celorlalți și lor. În momentul în care faci un lucru care îți place foarte mult, îl vei face bine. Foarte bine. Nu este neapărat vorba de pescuit. În viață, un lucru care îți place foarte mult, îl vei face foarte bine. Dacă faci un lucru care nu îți place, întotdeauna acel lucru va ieși, va ieși. Nu va ieși. Am spus, îmi place enorm pescuitul. Din această cauză, dând ani și ani de zile, pot să fac o selecție, pot să dau la altceva, bănuiesc pe unde umblă, ați observat, nu stau niciodată într-un loc, în fine. Dar, repet, fiecare dă cum dorește. Eu pare cum dau eu. Bă, ce se întâmplă?
Mă, ce bă, ce vă se dau? Nu e nicio problemă, le spun. Ca întotdeauna. Dom'le, îmi dai și mie? Nu e nicio problemă, dau, dar... Stai pe așa cu noi, am vrut să vă arăt acum. O vânăr, nu știu dacă se observă, e... Ia uite-o! Ia uite-o! Eu vă arătam acum. O vânăr de dești. Foarte subțire, foarte, foarte rezistent. E cam așa o țiu. Am spus, nu am timp. Maxim o oră. Și pescuiesc la râmă. Cineva a punctat foarte bine. Pescuiesc la râmă ca să ce? Cu toate astea, cu toate astea, să nu mint, să nu mint, am văzut bărți care trage numai la râmă. Foarte rar cum s-a întâmplat, dar am pățit. La râmă nu venea să cred. Sunt și bărți care trag la râmă, dar în 99% din cazul dau la cocuri. Iată că va sta din el. Este și plătica mai mare. O să dau într-o zi după ea. Când o să am mai mult timp. Împărăt. Plătică îmbrăcat. De multe ori prin pui să filmez pentru dumneavoastră viu la pește să vă arăt cum se face acest hobby. Ia uita. Pur și simplu o pasiune extraordinară. Dacă nu înțelegea, eu știu, în 10 minute, și lăsam niște cocoloase și nu mi-a tras 10 minute, plecam. Plecam. Plecam în, eu știu, mă duceam în altă parte, îl căutam. Observat, trag mai tare
automat cocoroșul îmi cade din cârlig și rămâne în permanență un pat de nadă. M-a întrebat cineva, domnule, dumneata nu dă, niciodată n-am mâncat, niciodată. În momentul în care am dat mâncare, depinde câtă mâncare îi dau, 3 zile nu mai mâncă. Mamă, mă trăgea de unde? Nici nu m-am băgat, nici nu am băgat. Ba! Automat lăsând cocoroșul să stinge acolo, în permanență. Vine la mâncare acolo. Lingouri, cineva a zis, sunt galbeni, galbeni, că sunt lingouri de aur, o să vi le arăt, chiar asta o să-i pun tici. E super, nu știu ce de care. Foarte constant. Ce ziceam în stânga mea, sunt doi pescari, o găleată de mâncare aia, o găleată. Un bandit. E un bandit.
un cărețioare. O săptămână în urmă. Săptămână. Pare că nu ta. N-a vrut. N-a vrut să stă la filmat. O săptămână. Are. Mi-a spus dânsii din stânga ce noroc. Nu este nici prima, nici ultima dată când spune, dom'le, ce noroc. Zic că l-a pescuit, părerea mea, norocul nu. Uita mă, foarte. Am, ca să vă arăt, trebuie să iau telefonul ca să filmez, să vedeți uita mai șarpă. Bine. Am văzut multe bucăți. Suntem prieteni. Chică, o aruncăm. Era cu telefonul. Să facem ce lucrare. Să
Băgă nicăieri. Dați și căras. Us. Altele. Cât e ceasul? Imediat. E 9 fără 20. 9 fără 20. Dar nu am plecat. O zi? Dar nu am plecat. Să ajung la muncă. Unde lucrați? O firmă. Este ora 9. Carasul la pătragiu. Caras deosebit. Caras galben, galben. A zis că sunt, a zis cineva, lingouri de aur. Asta se pun denumirea la firmă. Uitați-vă și dumneavoastră cât de frumos poate să fie. Cât de frumos. O să le fac fotografie și pe urmă le voi da drum. Cum am obișnuit. Da-te să-ți. Leu. Da-te. 1. 2. 3. Hai, du-te, du-te. 3. 4. 5. 6. 8 9 10 Hai bă, du-te! 11 Stai așa ca să împing puțin, ca să împing puțin, ca să revin. 12 13 14 15 16 17 18 Hai mă, du-te! 18, da. S-a dus 19. 20. 21. 22. O zi frumoasă, fiind întins numai bine.